mulțumirea pentru faptul că, iată, reușim ca în prima zi de luni a acestei săptămâni să venim cu o veste extraordinară. Ne-am ținut de cuvânt și de data asta și, așa cum am promis, mini-centura ocolitoare a municipiului Râmnicu-Vâlcea va intra în reabilitare de la un capăt la altul. Este un proiect important pentru că cei care vin dinspre Sibiu sau merg spre Sibiu au ca variantă ocolitoare a municipiului Râmnicu-Vâlcea această mini-centură, îi spunem noi. Dacă plecăm de la Râmnicu-Vâlcea, de la intersecția spre Runcu, din Fedeleșoiu, până la Jiblean, Călimănești, se poate merge pe acest drum. Contractul este unul foarte important, fonduri guvernamentale de data aceasta. Drumul are aproape 12 km și undeva la 33 de milioane de lei noi, 6,6 milioane de euro. Sperăm că după terminarea lucrărilor va deveni o variantă a DN7 între Vâlcea și Călimăne și după maxim 27 de luni să ne vedem la terminarea lucrărilor. De 5 km se va înlocui structura total săpat înlocuit de la stratul de bază, iar 6,5 vor fi reabilitat. Se vor reabilita toate cele 7 poduri, rigole, podețe de acces. Spor la treabă. Mulțumim. Doamne ajută.